Uniunea Europeană are o politică de promovare, politică de promovare a produselor europene, unde investește peste 200 de milioane de euro anual. România este deja și ea pe lista programelor finanțate de Uniunea Europeană, dar, așa cum spuneam, schemele de calitate națională sunt cele mai importante. Și noi aici avem cu chiu cu vai două scheme de calitate. Unul este produs tradițional și altul este rețetă, altă schemă este rețetă consacrată. Și, din păcate, acestea n-au fost niciodată promovate. Ele, am spus cu chiu cu vai, pentru că la noi a durat să implementăm o schemă din aceasta, să o facem corect, să facem corect ordinul de ministru, să-l comunicăm la comisie, a durat peste 7 ani. Haideți să ne ducem un pic și spre teritoriul, zona locală, adică la doamna Carmen Leșe și la doamna Ileana Berci. Și vreau să vă întreb unde vă regăsiți undeva în aceste zone, sisteme de calitate, probabil că deocamdată nu, poate lanțul scurt, unde sunteți și cum faceți promovarea produselor dumneavoastră, vă rog. Ne-am creat pe plan local o rețea de clienți fideli. Noi ne spunem povestea celor 27 de producători, noi facem pe clienții noștri părtași ai poveștii noastre, ei știu, ei ne pot vizita, noi suntem transparenți cu ei și suntem mici producători. Evident, nu se poate folosi această schema noastră într-o fermă foarte mare. Este un model finlandez inventat de Thomas Nelman. Înainte să-l aducem în România, am luat legătura cu Thomas și am cerut permisiunea de a replica acest model de bună practică. Totul este foarte simplu. Clienții pun o comandă pe o platformă de socializare, în cazul nostru pe Facebook, și ne întâlnim cu ei într-un loc prestabilit și le dăm punguța cu ce și-au comandat. Totul este pregătit special pentru ei în ziua livrării. Nu facem risipă de produse, nu mergem cu produsele să stăm pe tarabă să așteptăm ca cineva să vină să le cumpere. Noi plecăm din ferme fix cu cât s-a comandat. Prin acest mod de livrare directă putem face și economie de ambalaje, pentru că oamenii vin cu borcanele înapoi, vin cu cofrajele înapoi, vin cu ambalajul și cu pungile, inclusiv cu pungile. Noi, în acest sistem de vânzare, colectăm și compost și ducem înapoi în fermele noastre. Ne creăm așa o comunitate în care ei ne cunosc pe noi, noi pe ei. Au încredere, se dezvoltă, ei sunt parte a fermelor noastre, pentru că ne știu problemele, ne știu sezonalitatea. Vă rog, Ștefan Pădure, dacă aveți aici un comentariu Sigur. sau cum priviți, iată, ceea ce se întâmplă. Sigur. Modelul acesta din țările nordice mai există în România, aplicat și de Romo, dar din păcate ei au avut probleme la nivelul autorităților și de multe ori au fost chiar opriți pentru că deranjau oarecum anumiți consumatori, anumiți retaileri și nu s-a înțeles modelul, de aceea trebuie să existe o legiferare în acest sens. În ceea ce povesteau și le apreciez foarte tare, apreciez modelul acesta, sunt ingredientele lanțului scurt, pentru că cel mai important lucru este ca și al economiei circulare, în care a fost exact descrierea economiei circulare în ceea ce au spus doamnele. Trebuie neapărat să avem povestea spusă. Dacă produsele dumnealor ar merge pe un raft de personalizat, n-ar mai însemna lanț scurt. Tu trebuie să însoțești produsul cu povestea lui și să stai alături. Dar acum, pentru a intra finlandezii sau țările nordice au un alt sistem și ei se uită la cum rezolvă anumite probleme și cum ajung. Nu se blochează în birocrație. Dar suntem într-o țară care ne ocupă tot timpul cu birocrația și atunci trebuie să-și găsească acest model, trebuie pus într-o formă cu un referențial, pentru că au folosit de foarte multe ori calitatea noastră, noi prietenii selectăm. Lucrurile acestea în sistemele de calitate sunt foarte clare și trebuie să îndeplinești și niște condiții. Eu cred că trebuie dus nivelul acesta de inițiativă locală la mai departe un pic, folosind instrumentele europene și modelele din alte țări, astfel încât să putem continua și să fie un business reglementat care să poată produce.